Vă mulțumesc din suflet. Eu am avut bucuria să am un eveniment la Ateneu toamna trecută și am mult mai multe emoții aici decât acolo. M-a emoționat foarte tare clipul pe care l-am văzut. Vă felicit din tot sufletul. Vreau să mă apropii un pic de voi, de fiecare dintre voi. Eu ce cred că e aparte la seara asta este că într-o țară în care am crescut mult cu capra vecinului și am învățat să ne uităm unii la ceilalți de cele mai multe ori ca rivali, a fost o seară în care echipele s-au putut aplauda între ele și câștigătorii s-au putut aplauda și cu nominalizații și vă felicit pentru asta. Unul la mână, doi la mână. Omule, te iubesc, îți mulțumesc că ești aici. Radu Simionescu și cu mine am fost colegi în gimnaziu, în liceu și în Colegiul Național Mihai Viteazu și pentru mine e o reîntoarcere acasă și vă mulțumesc că îmi dați ocazia asta. Vă mulțumesc celor care ați fost în juriu pentru că într-o sală atât de plină de valoare ați considerat că și munca mea contează. Poate că cele mai mari emoții vin pentru că i-am în sala asta prezenți pe părinții mei, pe care îi iubesc foarte mult, și pe bunicul meu, care mă bucur că a apucat să o vadă aici. Aș vrea să vă ridicați un pic, voi trei. Nu știu dacă o să mai am ocazia unui moment ca ăsta, așa că aș vrea să vă fac cunoștință cu parte din familia mea. Vă mulțumesc foarte mult. Oamenii ăștia și orașul ăsta, cu multe echipuri pe care nu le-am văzut poate niciodată și cu altele care îmi sunt familiare, au contribuit la cine sunt eu azi și mă bucur că m-ați lăsat la final cumva, pentru că aș vrea să spun ceva un pic contraintuitiv. O să-mi las premiul aici un moment. Dragilor, în seara asta s-a vorbit foarte mult pe scena asta despre performanță și vă felicit pe toți cei care o faceți în domeniul vostru. Eu aș vrea să vă vorbesc și despre costul performanței. În 30 decembrie 2022 noi am publicat un episod pe Mind Architect numit Cunoaștere și Înțelepciune. Mind Architect e un podcast despre psihologie și neuroștiință aplicate în viața de zi cu zi și despre cunoaștere de sine și mi-am dat seama că noi și în școală și în general acumulăm multă cunoaștere. Diferența între cunoaștere și înțelepciune, din punctul meu de vedere, este experiența trăită. Și apropo de experiență trăită, eu m-aș bucura ca pe lângă aplauze pentru performanță, pe scena asta și în general pe scenele pe care avem ocazia să pășim, să apreciem mai mult și efortul și sacrificiul care duce la performanță. Miile sau zecile de mii de ore pe care toți cei care au urcat aici pe scenă le-au investit în a ajunge cine sunt și a face ce fac. Vorbesc despre poate copilării sacrificate în unele momente când pentru a face performanță trebuie să renunți la relații de prietenie, la relații de cuplu, la distracție sau la alte lucruri și mă uit la cei cu mai multă poate înțelepciune din sală care empatizează. Și aș vrea să transmit două, trei gânduri pentru fiecare public din sala asta. În primul rând pentru tineri, că despre asta a fost tot evenimentul și eu mă bucur că am prins premiul ăsta cât încă sunt considerat tânăr. Eu sunt la un an graniță de a nu mai fi putut primi premiul ăsta, așa că vă mulțumesc. Pentru tineri, dragilor, vreau să vă spun așa, în 2017, în clasa de volei, supranumită în Colegiul Național Mihai Viteazu, cel puțin când eram noi colegi și clasa cu proști, a venit un trainer, Eduard Dezeanu, și la momentul respectiv ne-a prezentat primul program de educație non-formală din România. Acum sunt zeci, dacă nu sute, ani mai târziu sunt zeci sau sute de programe. Fundația Codex pentru Leadership era una din puținele organizații de tinere la momentul respectiv. Acum am avut pe scenă conducători a numeroase organizații de tineret și vă felicit pentru tot. Și vreau să știți, așa, ca o mărturie vie pe trăitele, că suntem mai mulți decât credem. Toată treaba e să ne cunoaștem și aici Instagramul ăla nu strică neapărat dacă e să ne conectăm. Unul la mână. Deci pentru voi, dragilor, suntem mai mulți decât credem. Provocarea pentru noi, cred, ca tineri în România e să lucrăm împreună, nu unii împotriva altora. Să învățăm că e mai mult și mai bine când ne ajutăm decât când concurăm unii cu ceilalți. Apoi, pentru părinții și bunicii din sală, aș vrea să vă invit, dacă aveți un tânăr acasă și poate chiar și în cazul propriilor persoane, să înlocuim poate goana după performanță, care e benefică,
și cu acceptare, compasiune și iubire și când nu ne iese. Performanța e mult mai ușor de clădit când te simți în siguranță acasă și la școală, decât când simți că dacă nu-ți iese, nu mai contezi. E poate cel mai frumos cadou pe care îl puteți face copiilor, respectiv nepoților, să le dați sentimentul ăsta că sunt valoroși și când nu sunt pe locul întâi. Pentru profesorii din sală, eu vreau să vă împărtășesc că eu am dat bacul la istorie pentru că profesoara de istorie mi-a zis: Olteanu, tu ai minte de istoric. Atât. Cuvintele astea, singurele de apreciere pe care le-am primit în perioada respectivă, au contat într-o alegere importantă în viața mea. Și asta e o metaforă pentru profesorii din sală, să considerăm că poate mai mult decât când a domnit Ștefan cel Mare sau care e al treilea element în tabelul Mendeleev de la stânga la dreapta, contează să sădim în mintea și în suflet oamenilor pe care îi avem în sările de clasă încrederea că sunt valoroși și că contează și poate o vorbă din asta bună duce mai mulți kilometri decât o materie învățată pe din afară. Sunteți mai degrabă cultivator de stimă de sine, de încredere în sine, de iubire și de perspective de viață, decât strict profesor care predați o materie. Pentru antreprenorii din sală, mă bucur foarte mult să văd că vă implicați în comunitatea locală și mi-aduc aminte, lucrând și în strângeri de fonduri, când am lucrat în organizația Mai Mult Verde, cât de greu era să convingem o companie sau mai multe să ne doneze niște bani. Radu știe cât de provocator este să ai aceste banner aici în spate, Mihaela probabil la fel, Cătălina și ceilalți. Așa că vă invit să vă implicați în continuare în comunitate, pentru că chiar contează, dragilor. Seriile de felul ăsta sunt sporturi de echipă și nu se poate când nu suntem acolo și we do not walk the talk, cum se spune. Iar pentru mediul politic vă felicit poate că cel mai mult pentru că ați ales să fiți în seara asta aici și vă împărtășesc tot din anii noștri de liceu și de facultate cât de greu era să obținem o sală sau o locație unde să putem să ne adunăm și eu doresc să, cum să spun, promit că de fiecare dată când o să am ocazia o să fiu aici pentru că mă bucur cu ce se întâmplă în orașul ăsta. Vă felicit pe toți, vă mulțumesc din suflet pentru că mi-ați făcut onoarea asta să pot să vă adresez aceste cuvinte în seara asta. Tineri, părinți, bunici, profesori, antreprenori, oameni politici, România o să o ducă mult mai bine dacă conștientizăm că progresul ăsta e sport de echipă și vorba aceea. E nevoie de un sat ca să crești un copil, probabil că e nevoie de un oraș întreg în care oamenii se iubesc unii pe alții, se respectă unii pe alții ca să facem performanță. Vă mulțumesc din suflet, o seară excelentă, mulțumesc din nou, vă iubesc, fericită!